Există noi speranțe pentru ca Turcia să-l elibereze pe pastorul Andrew Branson la următoarea audiență. În prezent, Branson se află în arest la domiciliu după ce a stat doi ani într-o închisoare din Turcia, acuzat de crime legate de credința sa creștină. Fica lui a vorbit la întâlnirea Values Voter în Washington și a spus că această perioadă este dificilă pentru tatăl ei și pentru familia lui. Really come to sunt perioade în care nu sunt mulțumită de planul lui Dumnezeu privind această situație. Am ajuns să înțeleg că Dumnezeu este Cel care controlează situația și că El are un plan. Totul se întâmplă spre slava sa. El e în controlul încercării prin care trece familia mea. Am văzut acest mesaj și din scrisorile tatălui meu. El a trecut printr-o transformare și a spus lui Dumnezeu, Viața mea ți aparține. Orice ai face cu mine să fie spre slava ta, să declare numele tău și bunătatea ta oamenilor. Administrația Trump a pus presiuni diplomatice și economice asupra Turciei pentru eliberarea pastorului Andrew Branson.